Nu știu, exact. Eu zic că eu după relația de 3 ani cu fostul meu prieten, noi am rămas foarte buni prieteni, chiar am rămas, a trebuit să rămânem într-un apartament timp de 3-4 luni până mi-am găsit un nou apartament și în timpul ăla, noi și în timpul relației am fost foarte buni prieteni și am rămas foarte buni prieteni, chiar dacă romanța s-a dus. Și am rămas chiar una jumate după, până și-a găsit el o prietenă. Ok, atunci s-a, cumva m-am dus eu la o parte pentru că știu cum îi, adică nici eu nu mi-aș dori, de exemplu, să am un prieten care când vorbește cu fosta lui. Și în momentul ăla am zis că eu uite unde am părut, de exemplu, și am zis că să meargă de acum la frizer, că e mai bine. Dar tot am fost prieten. Ce ai simțit când el și-a făcut această prietenă? M-am simțit puțin ciudat pentru că la noi, chiar dacă eram prieteni, mereu era întrebarea aia că ce-ar fi dacă trece puțin timp și poate ne împăcăm. Și eu între timp chiar mă întâlnisem și eu cu alți băieți și noi vorbeam foarte deschis despre tot. Deci vorbeam despre tot și nu era nicio geluzie la mijloc. Și în momentul în care ieșeau că este o nouă prietenă, era total diferită decât mine și total diferită decât el și-ar fi dorit, adică cum a zis înainte. Și, dar mereu mi-a povestit despre ea de când au început să se întâlnească, înainte să fie împreună. Și în momentul în care am văzut că el s-a îndrăgostit, a plâns odată pentru ea. Și atunci i-am zis că de acum mai bine să nu ne vedem, pentru că am observat că chiar m-a durut într-un fel, văzând că el s-a îndrăgostit de o altă femeie. A durut într-un fel să vezi că cineva care a ținut foarte mult la tine ține acum la altcineva exact la fel. Sau mă rog, tot mult. A durut. Acum cum sunteți? Păstrați legătura? Nu, ne mai scriem de la ziua lui sau la ziua mea. Acum când am văzut că sunt în emisiune, mi-a scris mult noroc, mult succes. Și în rest, de Crăciun, cred că. Sau așa, la sărbători. Da, pot să zic că a fost cea mai lungă relația mea și îl respect și l-am iubit foarte mult. O ai ieșit la cafea cu fosta lui Mihai? Dacă cum? Ai ieșit la o cafea cu fosta iubita lui Mihai? Nu cred. Tu, Mihai, ai ieșit la o cafea, la o bere cu fostul Iolanda? El e foarte de treabă, să știi. Da? Da? Așa poate cunoaște mai bine pe Iolanda. Vreau să spun chiar ceva. Mă întâlneam cu altcineva și am făcut un party la noi acasă și a venit și fostul meu și era și băiatul cu care mă întâlneam. Și erau foarte, adică s-au înțeles foarte bine. La începutul petrecerii. Dar eu nu știu dacă eu, nu-i vorba că-s geloasă sau așa, dar eu am o problemă așa, să zic, poate un pic de neîncredere în mine, sau, nu știu, câteodată nu mă simt poate așa de frumoasă sau așa și când văd pe cineva, sau, dar mă gândesc mereu că poate, mă rog, că sunt așa mai nesigură, poate de aia și câteodată mai sunt geloasă. Și sunt lucruri pe care trebuie, dar de mult, eu știu exact de ce am devenit așa. Am avut o relație foarte toxică, mă rog, a început de relație foarte toxică, nu a funcționat, n-a fost exact o relație și am pierdut cam tot din mine. Mi-am lăsat toate hobby-urile, am lăsat și TikTok-ul, că îmi zicea, deci eu ziceam lui, nu mi-o ofer destul atenție, venea la mine și era tot timpul pe telefon, se juca șah. Și ziceam, oprește-te să te joci șah, sau de ce nu vrei să vorbești cu mine, vii la mine și te uiți pe telefon, puteai să stai acasă. Și zicea, păi probabil că dacă ai fi citit mai mult și nu te-ai uitat pe TikTok, atunci am avea mai multe de vorbit. Sau așa. Și în momentul ăla mi-a lăsat TikTok-ul, am început să citesc mai mult și am văzut multe chestii, multe, mamă, plâng. Are legătură foarte mult, că îmi pierdut mult din mine, multe hobby-uri. M-am oprit din cântat și am început să citesc cărți de psihologie despre narcisiști și ce fac ei cu tine. Și m-a schimbat mult. Cât ți-a luat să te ridici? Cred că nu m-a ridicat încă. Nu te-ai ridicat încă? A-a. Nu în totalitate. Cât timp a trecut de când v-ați despărțit? Noi am fost împreună, cred că 3 luni ne-am despărțit. Pe urmă am fost despărțit și m-am întors tot eu la el, deși el nu m-a căutat niciodată și cred că asta și-a fost problema, m-am întors tot eu la el. Eram cumva dependentă, nu cumva, eram foarte dependentă.
Ți-a transmis așa un mesaj subliminal, cum că oricum nu s-ar uita altcineva la tine? Da. Că n-ai fi suficient de bună pentru da. Altcineva. Tot. De aceea tot ce ține de legătura asta să mă fac pe mine să... Exact lucrurile care le spunea la început, că place la mine, exact alea la un moment dat s-au întors exact împotriva mea. Deci era, îmi place că tu știi să cânți, îmi place că vorbești frumos, ai nu știu cum, bla bla bla, sau vorbești foarte bine germana. Și la un moment dat mi le întorcea. Ce? Că nici măcar nu știu să leg o propoziție pe germană sau nu zic cuvintele perfect pe, în gramatică sau lui nu-i place deloc să audă când vorbesc eu sau când, când eu doar îl zgârie pe creier. Și erau exact contrariile ce au zis la început. Și așa am început să-mi pierd din siguranța pe care o aveam în mine, că m-am pierdut ca om. Când puteai foarte ușor să renunți la el, pentru că nu te accepta. Nu puteam. Pentru că în momentul în care mă îndepărtam, veneau din nou exact aceleași lucruri înapoi. Și eu nu știu, parcă nici măcar de fiecare dată când ne-am despărțit, a fost prin telefon, nici măcar n-a fost în stare să vină. Îi ziceam, te rog frumos, vină să discutăm, vină să vorbim. De fiecare, de toate trei ori, ori prin mesaj, ori prin telefon. Nici a... Te bază pe tine. Poți mi-aduc și să nu mai asculți de... Vrei să aduc eu că sunt mai aproape de... Nu, mersi. Și să nu mai asculți de ce-ți spune nimeni. Iar dacă un om nu știe să te aprecieze pentru ceea ce ești... Da, de exact de aia m-am și îndepărtat. Trebuie să te îndepărtezi din prima clipă în care te desconsideră. Doar că, să fiu sinceră, singurul... N-am putut să mă îndepărtez în primele luni, după ce ne-am despărțit, 2-3 luni a durat și... M-am întors la el. Pe urmă, mi-a făcut același lucru, prima dată mi-a dat love bombing, era din start, era, ești femeia mea, o să fii, nu știu cum, o să da, fii bine, o să te iubesc, o să nu știu cum, o să... Mi-a dat și un inel care aparținea mamei lui, care a murit când el era mic și era un gest pentru mine, gata, s-a schimbat, e un alt om, dar acum chiar a văzut ce a pierdut. Era, mă mințam pe mine, pur și simplu, și... A doua oară când ne-am despărțit era tot așa, eu nu puteam să-mi imaginez cum o să fie viața mea în 2-3 luni, cât de down o să fiu în momentul ăla, că eram deja down. Și mă vedeam așa peste 2-3 luni și ziceam, mama, m-am pierdut așa de mult și nu pot să mai stau în relația asta. Ieșeam din relație, iar m-am dus apoi pentru a treia oară. Și a treia oară am zis, gata, ce faci, Olanda? Acum, ai încercat-o pentru a treia oară? Și de fiecare dată îmi ziceam, de ce am mers înapoi? N-am dat 100%, n-am dat. Că sunt sigură că puteam să dau mai mult de la mine, puteam să fac mai mult, să fie bine. Probabil a fost problema mea, a fost greșeala mea. Și a treia oară am zis, gata, îl blochez peste tot. Chiar a trebuit să fac asta, l-am blocat peste tot. Tot ți-am blocat și am deblocat. Nu l-am mai deblocat până în ziua de astăzi și nu o să se mai întâmple asta niciodată. Că nu cred că o să mai calc pe mine niciodată în halul ăsta, cum am călcat atunci de 3 ore. Și... Vreau să zic că e ciudat cum merge viața. Exact în momentul în care am avut primele filmări aici, mi-a trimis un e-mail
asta am vrut să zic, că pe mail n-ai cum să... Da, s-a trimis pe e-mail, mi-a trimis tot ce am avut pe stick, pentru că știa că probabil o să nu știu, mi-a trimis toate cărțile pe care le-am avut pe stick-ul meu și nu știu ce, nu știu de unde le-a avut, mă rog. A fost, cred că, așa, un baravan ca să scrie el mie, să mă duc înapoi, că eu eram, ha, mi-a scris din nou, îl interesează de mine. De fapt, nu era așa. Dar mă făcea să cred că singura atenție pe care, de care eu am nevoie și singurul om de care eu am nevoie în viață e el. Din păcate, tot mai mult se întâmplă asta și tot mai des aud situații de genul ăsta. Să vă iubiți mai mult, fetelor. Să vă iubiți mai mult. Chiar dacă te iubești mult în momentul în care găsești așa o persoană, să te cap de ea, efectiv, cu stop. E greu. Cred că am muncit așa de mult la iubire de sine și în momentul în care, nu știu, așa s-a întâmplat de repede, că nu mi-am dat seama. Eram așa în stadiul ăla de la început, că nu mi-am dat seama că în momentul în care Mihai, m-am pierdut. Mihai, unde ai plecat? În Austria? Nu. Îl cauți pe respectivul? Nu, da, unde? Am spus că vreau să-i fiu vindecarea. Ce frumos! Doamne ajută! Sper să-ți găsești această vindecare. E greu mai mult pentru că te gândești într-o dată că se va schimba, se va schimba, se va schimba, deși nu o să facă niciodată. Radu,